Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a Organizației Municipale Bacău. Alături de mine este doamna prim-vicepreședintă, doamna senator Cristina Breahnă Pravăț și domnul vicepreședinte prefect, domnul Lucian Bogdanel. Având pe ordinea de zi, avem un singur punct, împrumuturile de la municipiul Bacău. Sunt convins că acest subiect va mai suscita interesul multora și a presei și a cetățeanului. Ne s-a părut corect să avem un punct de vedere oficial, asumat, așa cum s-a comunicat și ieri prin comunicatul de presă de la PSD. Acum am venit să explicităm de ce și de ce nu putem fi de acord cu aceste două împrumuturi. Noi considerăm că îndatorarea nu înseamnă dezvoltare. Considerăm faptul că în administrația publică principalul indicator de performanță îl reprezintă atragerea și implementarea de fonduri europene. Cred că veniturile dintr-un buget nu trebuie să se bazeze pe împrumuturi, ci pe colectarea judicioasă la bugetul local a taxelor și impozitelor, pe de-o parte, pe de altă parte, atragerea de fonduri europene și, nu în ultimul rând, o cheltuială eficientă a banului public. Am văzut că domnul primar, astăzi, a pus pe ordinea de zi votarea a două proiecte de împrumut, unul de 190 de milioane și unul de 150 de milioane. Cele două proiecte care sunt puse pe ordinea de zi, pe de-o parte, sunt separate, pe de-o parte, se anunță și se trece în proiectul de hotărâre faptul că ajută la atragerea de fonduri europene și la implementarea de fonduri europene prin împrumut pentru a asigura cofinanțarea și, pe de altă parte, în acel de-al doilea împrumut de 150 de milioane se referă la investiții cifrate la suma de 150 de milioane care ar trebui să se realizeze undeva într-un an de zile. De ce considerăm că cele două împrumuturi sunt nu numai nefondate și neserioase? Modul cum inițial a solicitat, așa cum prevede și în bugetul care este publicat și care fiecare dintre noi l-a consultat, ați văzut că fundamentarea bugetului pe care a făcut-o domnul primar Viziteu și echipa pe care o conduce, a pus la bază, pe dezvoltare, 250 de milioane. La ceva timp, la o săptămână, și-a schimbat punctul de vedere și a venit cu 190 de milioane împrumut și cu încă 150 de milioane împrumut. Nu știu care să o alegem. Pe aia de 250 de milioane asigură implementarea de fonduri europene sau pe ala de 190 sau pe ala de 150. Totuși, vehicularea unor sume care îndatorează nu primăria Bacău, cetățeanul, pentru că va trebui achitat pe un termen de 15 ani, arată într-un fel o singură constatare. După mine, potopul. Cam asta este rostul acestui împrumut. Am analizat împrumutul de 190 de milioane. În care apare ca și cofinanțare o proporție din fondurile care sunt atrase de 500 de milioane de lei, să zicem, care ar trebui să intre în bugetul primăriei, o cofinanțare de 40%. E o socoteală simplă, 500 de milioane și 190 de milioane, care sunt împărțite tot pe un an de zile. Din câte știu,
porul la care se referă echipa domnului primar și primarul e de 2%. Nu este socoteala. Diferența de 40% înseamnă că sunt cheltuieli neeligibile. Nu merge justificarea potrivit căreia diferența asta e datorată creșterii de prețuri, ținând cont de faptul că acestea sunt suportate prin ordonanța 64. M-am uitat cu atenție pe lista de proiecte și am văzut stadiul de implementare. Din cele, fără să fiu exact, 14 proiecte care sunt trecute în lista din spate la proiectul de hotărâre, doar 4 sunt în implementare, să zic, efectivă, dar cu un procent foarte mic de 3%, 4%, 7%, doar unul singur are 85% implementare. Nu dau date foarte mult tehnice, vreau doar să spun un singur lucru. Domnul primar, dă responsabilitatea ordonatorului de credite pe spatele Consiliului Local, fără să-și asume răspunderea creierii unui buget bazat pe priorități și pe principiul prudenței bugetare. În această analiză pe care am făcut-o, am înțeles următorul lucru, că toți banii ăștia, 190 de milioane, sunt extrem de necesari, altfel cele 14 proiecte pe fonduri europene nu vor fi implementate și am văzut că proferează și anumite amenințări. Că nu va putea implementa proiectele din cauza faptului că consilierii locali nu au votat acest, sau nu votează, sau se abțin de la vot acest împrumut. Nimic mai fals. Orice fond pe care este accesat are o cerere de plată sau o cerere de rambursare. E un sistem simplu în care aceiași bani se rotesc fără să mai fie nevoie să am eu toți banii în cont la un moment dat. Se fac actualizări, o parte sunt suportate de stat, o parte sunt suportate de la bugetul local. Eu cred că cel mai bun exemplu în credit luat și care îl achităm și astăzi, dar fără ca o lucrare să fie finalizată, îl reprezintă creditul de la spital. Noi, mă refer, Consiliul Local, Primăria Bacău și inclusiv cetățeanul din Bacău, în continuare este dator pe 2 credite luate cu acest obiectiv și care, în acest moment, nu este finalizat. Exemplu cel mai clar care arată creditul consumat, dar obiectivul nefinalizat. M-am uitat un pic în istoricul împrumuturilor. Nu a existat până acum cineva care să formuleze această solicitare, un credit după alt credit. Ori faci unul singur, ți-l avizează comisia CALI, CAIL, în care să-ți dea gradul de îndatorare, să vezi dacă într-adevăr suportabilitatea se garantează cu ce? Cu veniturile. Păi, veniturile sunt de undeva 600-700 de milioane, dar în care sunt trecute și fondurile europene și împrumutul e de 340 de milioane, dar cheltuielile de funcționare cât înseamnă? Cheltuielile cu salarii, cheltuielile cu întreținere, cheltuielile cu alte obiective pe care le are în întreținere, de undeva de vreo 400 de milioane. Noi facem dezvoltare, cam așa reiese din acest împrumut. Dezvoltare pe împrumut. Nu există. Nu există nicio societate, indiferent de gradul de dezvoltare pe care au atins-o sau care l-a atins sau care vrea să-l atingă. Cheia în administrația publică îl reprezintă atragerea de venituri. Bugetul se formează pe de-o parte din venituri locale, pe de altă parte din alocări de la bugetul de stat
și din venituri prin fonduri europene. Împrumutul reprezintă o excepție. Fac o comparație. Consiliul Județean s-a împrumutat pentru obiective clare și atunci când nu a mai avut o altă posibilitate, respectiv pentru radioterapie 2 și pentru terminalul aeroportului, care ulterior s-au recuperat acești bani din fonduri europene, mă refer la terminalul aeroportului. Nu am ajuns să facem împrumuturi și să spunem că dacă nu ne aprobați aceste împrumuturi la nivelul județului, la nivelul consilierilor județeni, înseamnă că opriți dezvoltarea județului. Nu, dezvoltare înseamnă pricepere. Ești priceput să poți investi, să poți dezvolta orașul, să poți dezvolta investițiile pe care ți le-ai planificat. Nu prin împrumut se face. Împrumutul este o excepție și nu o regulă. Ori seriozitatea acestui împrumut constă în faptul că inițial fundamentarea bugetului a fost pe un împrumut de 250 de milioane cu motivația că trebuie să meargă trebuie să atragă fonduri europene și pe de altă parte vine la o săptămână cu un împrumut de 190 și cu încă unul de 150. Pe care să le credem? De asta consider că și modalitatea de a aborda problema bugetului și modalitatea de a ieși în spațiu public și în Consiliul Local cu anumite amenințări referitor la responsabilitate mi se par cel puțin infantile și lipsite și de oarecare deontologie. Totuși, Consiliul Local nu este ordonator de credite. El stabilește oportunitatea. Nu cred că în acest moment, în această perioadă în care noi, ușor, ușor, știm că trecem printr-o criză. Nu știm ce va urma. Ne împrumutăm pe 15 ani, nu e posibil să avem aceeași finalitate, pentru că e puțin probabil ca într-un an de zile, noi suntem în ianuarie acum, până în 31 decembrie 2023 să închidă primăria toate aceste proiecte care sunt deschise în exercițiul financiar care deja s-a închis. Nu-i pe un exercițiu financiar nou. Nu-s proiecte noi. Îs proiecte întârziate de ani de zile. Tocmai din ceea ce am văzut până acum și din ceea ce și discuțiile cu domnul primar le-am avut cu dânsul, am văzut o încercare disperată de a contracta aceste împrumuturi, indiferent de forma în care o face sau indiferent de forma în care va fi cheltuit acest împrumut. Tocmai de asta nu putem să fim de acord. Aș vrea să fac așa ca o paranteză, apropo de modul de a colabora sau modul de a spune ceva și a face cu totul altceva. Știți foarte bine că suntem în faza în care și Spitalul Municipal a căpătat finanțare. Apropo, putem să facem o paralelă, 50 de milioane de euro cu 50 de milioane de euro împrumut de la primărie. 50 de milioane de euro ne intră prin PNRR. Mai avem de asemenea un proiect care l-am făcut comun într-un cluster pe educație și pe un consorțiu în care ne-am unit partea privată cu autoritatea locală și ce să vezi? Și într-unul și în celălalt am simțit piedici chiar din partea primăriei. Chiar dacă pe față s-a spus într-un fel, altceva s-a declarat în particular. Cel puțin și la zona de spital, pentru a arăta că nu este eligibil, s-au făcut niște demersuri, cum și la zona de a accesa un proiect care ține de educație, care ține de dezvoltarea unui campus tehnic, în care sunt
încă două proiecte în competiție și doar două proiecte vor câștiga, deci mă refer Suceava și Iașu și Bacău. Bacău având un punctaj foarte bun și încă se lucrează în acest moment la depunere până pe data de 20 februarie, noi încă mai lucrăm să avem un proiect complet și complex pentru atragerea de 17 milioane de euro la Bacău. Ce să vezi? Într-o discuție privată am înțeles că domnul primar nu este de acord cu acest proiect. Și aici mă refer intervenții la nivel înalt, față de miniștri. Și mi-este greu să cred că ministrul respectiv mi-a confirmat că dânsul nu este de acord și că ar minți. Mai ales că am avut același precedent și la spitalul municipal. Adică pe principiu să moară și capra vecinului. Dacă nouă nu ne ies proiectele, să nu le iasă nici la Consiliul Județean, să nu avem ce să facem comparații. Toți suntem o apă și un pământ. Îl anunț pe această cale că nu e așa. Noi o să reușim să implementăm proiecte europene fără să ne împrumutăm. Am în derulare proiecte europene de 708 milioane. Mai exact, da, 708 milioane. Am solicitat în fața consilierilor județeni să am vreun credit în sensul de a susține cofinanțarea. La noi nu au sărit prețurile. La noi nu trebuie să asigurăm cofinanțarea. O asigurăm de la bugetul local. O asigurăm prin prioritizarea cheltuielilor de așa natură încât să implementăm proiecte și mai puțin să asigurăm funcționalitatea sau salarii. Ăsta este principiul pe care merge Consiliul Județean. Mulțumesc că am să dau cuvântul doamnei prim vicepreședinte și ulterior domnul vicepreședinte. Bună ziua tuturor! Într-adevăr, vorbim astăzi despre propunerea inițiată de către primarul Viziteu în sensul aprobării de către Consiliul Local a unui credit sau unor credite care au ca obiectiv major, din câte înțelegem, deblocarea unor proiecte europene pentru care contractul de finanțare s-a semnat acum câțiva ani. Eu credeam, din postura mea de fost consilier local, că deblocarea acestor 14 proiecte europene s-a făcut acum 3 ani și mai exact începând cu luna octombrie 2019, când s-au semnat primele contracte de finanțare pe aceste sau pentru aceste proiecte. Vă aduc aminte așa pe scurt, pentru că nu mai vreau să intrăm foarte mult în detalii, dar vă aduc aminte că pe parcursul anului 2019, după câteva luni de luptă cu fostul executiv, consilierii locali PSD au reușit să impună plata acelei datorii către Autoritatea de Management a Ministerului Dezvoltării de 8 milioane de lei, o datorie rezultată din rezilierea contractului de finanțare privind insula de agrement. Plata sumei respective a condus și la deblocarea semnării contractelor de finanțare și vă aduc aminte, repet, faptul că nu a fost ușor, cred că mai mult de 3 luni de zile s-a purtat așa, sau s-au purtat destul de multe meciuri cu executivul, cu fostul primar de atunci, în sensul în care noi a trebuit cumva să luăm, noi consilierii PSD de atunci, a trebuit să luăm taurul de coarne, să inițiem un proiect de hotărâre care viza acordarea sau asigurarea creditelor bugetare pentru plata acelei penalități. În fine, până la urmă am reușit să convingem executivul municipiului Bacău că acea sumă trebuia achitată sau rambursată Ministerului Dezvoltării pentru ca celelalte proiecte finanțate pe POR să poată fi finanțate și să poată fi implementate pornind cu semnarea contractelor de finanțare. Și evident că după 3 ani de zile ajungem să găsim alte soluții, respectiv credite, pentru a implementa niște proiecte pentru care Bacăul a avut și mai are încă finanțare din fonduri externe nerambursabile. Nu putem să înțelegem acest lucru, sau eu, cum v-am spus, din postura mea de fost consilier, nu pot să înțeleg cum după 3 ani de zile Primăria Municipiului Bacău caută surse de finanțare în contextul în care am semnat un contract de finanțare acum 3 ani de zile sau s-au semnat mai multe contracte de finanțare. Și nu pot să înțeleg pentru că din postura noastră de consilier local
nu o postură care ne oferea foarte multe prerogative atunci, am reușit să forțăm lucrurile astfel încât să deblocăm situația. Și în 2 ani și ceva de mandat, actualul executiv nu a reușit să implementeze aproximativ nimic, deși are primar, are viceprimar, da, vorbim despre primarul Viziteu, vorbim despre viceprimarul Miroșanu, care au avut la îndemână toate pârghiile necesare monitorizării implementării acelor proiecte. Deci, repet, vorbim despre 2 ani și ceva de mandat. Dacă nu mă înșel, chiar pe 17 octombrie 2019, deci acum 3 ani și 3 luni, au fost semnate contractele de finanțare pentru primele proiecte. La fel, vorbim despre 2 ani și ceva de mandat, timp în care nu au avut decât un singur obiectiv. Mă refer aici atât la primarul Viziteu, cât și la viceprimarul Miroșanu, singurul obiectiv fiind cel de a implementa sau de a schimba echipele de implementare ale proiectelor și de a impune ca membri în echipele de implementare toți activiștii de partid de la cele două partide. Știm foarte bine, s-au schimbat echipele de implementare, s-au plătit echipele de implementare în acești ani în care nu s-a implementat nimic. În acest context, nu se justifică sub nicio formă accesarea unui astfel de credit de către Primăria Municipiului Bacău. Ne mai vorbim de faptul că, totuși, lansarea unor obiective clare pentru toate sumele care ar urma să fie împrumutate de către Municipiul Bacău nu a fost una extrem de bine fundamentată. Nu poți să vii să ceri Consiliul Local să aprobe accesarea unui credit sau unor credite în contextul în care tu mai ai încă sute de milioane pe secțiunea de dezvoltare necheltuiți. Vezi cum reușești să gestionezi procentul, gradul de execuție bugetară, folosind resursele bugetare de care dispui, pentru că știm foarte bine că în timp ce prețurile la materiale, la manoperă au crescut, dobânzile la depozite sunt aproape nule. Și evident că sunt convinsă că și știm foarte bine cu toții acest lucru, lichiditățile sau creditele de care dispune la momentul acesta Primăria Municipiului Bacău pe secțiunea de dezvoltare nu beneficiază de dobânzi pentru că nu au fost constituite depozite sau chiar dacă au fost constituite, dobânzile sunt foarte mici în comparație cu rata inflației care a afectat costurile ce urmează să fie generate de implementarea acestor proiecte. Dacă o să aveți dumneavoastră întrebări, o să vă rog să mi le adresați. Concluzia este una singură. Primăria Municipiului Bacău și bacăuanii nu au nevoie de credite noi, ci au nevoie de un primar nou, de un viceprimar nou, de edil noi și de executiv responsabil cu tragere de inimă pentru Municipiul Bacău. Mulțumesc! Domnul prefect, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, haideți. Nu o să vorbesc despre creditele pe care administrația Viziteu USR PNL dorește să le contracteze, pentru că au vorbit foarte bine și la obie colegii mei. În schimb, vreau să vă vorbesc dintr-o postură cumva, oarecum mai privilegiată, de fost șef al Autorității Urbane a Municipiului Bacău 2017-2019, care a elaborat aceste proiecte și le-a adus în postura de a fi semnate contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării în 2019, cum bine am menționat doamna senator. Această axa 4 de dezvoltare urbană durabilă aferentă cadrului bugetar 2014-2020 este o axă dedicată municipiilor de reședință de județ. Fiecare municipiu din regiunea Nord-Est și din țară a avut o prealocare definită pentru fiecare municipiu, deci fonduri necompetitive strict pentru municipiul Bacău. 41 de milioane de euro municipiul Bacău. În toamna lui 2019 s-au semnat contracte totalizând aplicații în jur de 50 de milioane de euro. Piste de bicicletă aproximativ 23 de kilometri lungime, modernizarea stațiilor de transport aproximativ 40 de stații, construirea, modernizarea, realizarea unui sistem de management al transportului, al traficului rutier în Bacău cu prioritizarea transportului în comun, care presupune modernizarea 80 de intersecții rutiere, semaforizare inteligentă, undă verde, sincronizare pentru prioritizarea transportului în comun. Pentru că obiectivul acestei axe era acela și este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul reședinței de județ. Prin ce? Prin încurajarea unor mijloace alternative de transport decât propriul autovehicul.
transport în comun, biciclete, mijloace, alte mijloace non-poluante. Toate aceste proiecte care s-au depus, de care s-a făcut vorbire, comportă două aspecte fundamentale din punctul meu de vedere și care trebuie aduse la cunoștință opiniei publice. Ele trebuie finalizate și să se afle în stare de funcționare la 31 decembrie 2023. Deja suntem în al treilea an după încheierea cadrului bugetar 2014-2020, deci în acea formulă de N plus 3 administrativ. Ele trebuie să fie, repet, funcționale, nu în curs de finalizare sau în curs de recepționare, ci funcționale, practic să ne dăm cu bicicleta pe aceste piste sau să utilizăm pietonalele care ar trebui să se construiască. Și totodată, ele sunt complementare, în sensul în care tot pachetul în ansamblul lui trebuie finalizat, nu doar, să spun așa, câteva stații de autobuz sau două, trei piste de bicicletă. Dacă vom fi în acest film, ceea ce cred eu că se va întâmpla la nivelul primăriei Bacău, banii se returnează înapoi la Comisia Europeană, la Uniunea Europeană. Totodată aș dori să mai demantelez un pic din amenințările pe care le-a lansat domnul primar și de care a amintit domnul președinte Ivancea, pentru că am asistat și eu la câteva declarații nereușite, ca să nu spun nesăbuite, din partea acestui primar, că urmează să se realizeze un deficit la bugetul statului sau bugetul municipiului sau bugetul fondurilor europene. Nu este niciun deficit, oameni buni. Banii pe care municipiul Bacău i-a avut dedicați, repet, pe cadrul bugetar 2014-2020 pe această axă 4, dacă nu sunt absorbiți, se realizează un coș național pe programul operațional regional și banii care rămâne cheltuiți se vor transmite către municipiile care au făcut performanță în absorbția de fonduri europene în ordinea gradelor de absorbție pe fiecare municipalitate în parte. Faptul că administrația Viziteu este un repetent în absorbția fondurilor europene nu este de natură să antreneze o gaură în detrimentul bugetului național sau al Ministerului Fondurilor Europene. Ci pur și simplu, și băcăuanii trebuie să știe treaba asta, municipiul Bacău nu va reuși să implementeze bani care existau acolo, finanțări semnate, iată, în toamna acestui an, facem 4 ani de zile de când s-au semnat aceste contracte de finanțare. Iar 2020, 2021, 2022 sunt 3 ani morți în care primăria și administrația Viziteu, USR, PNL, nu au întors o lopată de pământ pe aceste proiecte. O lopată de pământ. Nu vă mai spun că în toată această perioadă, cum bine remarca colega mea, doamna senator, 10 de funcționari publici au fost remunerați cu sume de ordinul zecilor de mii de euro pe toți cei 3 ani, remunerați cu sporuri pentru lucru cu fonduri europene, fără să se facă absorție de fonduri europene, fără ca acești bani pentru care s-au semnat contracte de finanțare și stau la ușa primăriei să se tragă un euro din acești bani. Noi am premiat lucru cu fonduri europene fără să atragem aceste fonduri europene, să le implementăm. Aceasta este administrația Viziteu astăzi. Și ca să fiu și mai explicit și să închei demantelarea asta a administrației Viziteu și a aserțiunilor și amenințărilor primarului, o să vă prezint o analiză pe care am realizat-o, tot urmarea unei declarații a domniei sale, în care anunța că a pus în execuție anul trecut 87 de milioane de lei. Bugetul alocat în 2022 pe sectorul transporturi, inclusiv aceste proiecte fonduri europene care fac parte din transporturi, da, piste de bicicletă, managementul traficului rutier și așa mai departe, a fost anul trecut de 160 de milioane de lei. Știți care a fost execuția bugetară pe această structură de buget, vizând infrastructura, inclusiv implementarea acestor fonduri europene? 5%. 5% înseamnă că la fiecare 100 de euro bani disponibili, care nu costau nimic, această administrație a reușit să implementeze fizic 5 euro. 5 euro. Nu mai mult, nu mai puțin. 5 euro din 100. Domnul Viziteu și administrația pe care o conduce, pe un ton pe care l-aș califica cel puțin irreverențios, ca să nu-l spun de-a dreptul golănesc în anumite aserțiuni în care s-a lansat în Consiliul Local, vrea să ne convingă că ce n-a reușit în 2 ani de zile, în care cu chiu cu vai a ajuns la acest 5% execuție,
pe banii pe transporturi, va reuși în următoarele 6 luni acoperi 95% absorție. Pentru că termenul limită este acest 31 decembrie. Este imposibil așa ceva, este de fapt o insultă la adresa tuturor cetățenilor acestui oraș. Pentru că dânsul, creând povestea cu creditul bancar, vrea de fapt să prezinte o justificare în fața cetățenilor că nu a reușit să implementeze acești bani pentru că Consiliul Local nu i-a aprobat un credit bancar. Când de 4 ani în toamna acestui an există finanțarea asigurată, iar în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani și 3-4 luni de când dânsul este primar, nu a reușit să întoarcă o lopată de pământ pe aceste proiecte. În octombrie anul trecut, vreau să mai fac această mențiune, 2 licitații pentru construirea de coridoare nemotorizate, piste de bicicletă, respectiv gara CFR și centru insulă de agrement, s-au anulat în cadrul SICAP prin neprezentarea niciunui ofertant. Dacă stau să mă gândesc că sistemul de management al transportului, al traficului rutier prin prioritizarea transportului în comun presupune aproximativ 80 de intersecții de modernizat cu infrastructura de rigoare, da? Semaforizare, camere de luat vederi, undă inteligentă pentru transportul în comun, un proiect mare care vizează tot orașul, practic, nu a început nici până la această oră, este imposibil ca până la 31 decembrie vreunul din aceste proiecte să fie funcțional, funcțional, atenție, cum precizează legislația europeană și angajamentele deja asumate de municipiul Bacău. Deci este mai corect să spunem că avem o administrație falimentară, catastrofală, am mai spus-o în anumite intervenții, domnul Viziteu este problema Bacăului, nu primarul Bacăului, alături de apă, de salubrizare, este una din problemele Bacăului. Și se întâmplă treaba asta pentru că astăzi în primăria Bacău, în poziții cheie, viceprimar, administrator public, șeful achizițiilor, șeful direcției tehnice, se află reșapații lui Stavarache, fostului primar. Un tronson important de angajați sunt sfertodocții de la USR, aduși de Viziteu prin concursuri măsluite, aranjate, și sigur că restul funcționarilor blazați, motivați, mă rog, guvernați de inacțiune și de credința veche, de altfel, în administrația publică locală, că timpul trece, leafa merge, noi cu drag nu muncim. Nu muncim. Pentru că de asta suntem la 5% execuție bugetară. Cum v-am spus, pe transporturi. Pentru că în 2-3 ani nu s-a făcut nimic. Pe cale de consecință și cu asta închei, nu aprobarea sau respingerea, că înțeleg că s-a respins în Consiliul Local, accesării unui credit bancar este fundamentală în economia absorției de fonduri europene și a implementării de proiecte, ci faptul că ne aflăm la acest zero se datorează sau este cauzat de cei 3 ani de zile în care această instituție administrativă nu a reușit să întoarcă nicio lopată de pământ pe aceste proiecte. Nu există alt vinovat decât Viziteu și cu acoliții săi din primărie. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul prefect, domnule vicepreședinte. Dacă aveți întrebări. Am nevoie de două. Nu credeți că domnul primar știe că nu se pot termina proiectele și caută prin forțarea acestor credite, acestor hotărâri de Consiliul Local să găsească un țap dispășitor? Da. Și a doua întrebare, dacă PSD va veni cu Consiliul Local cu soluții. Da. Problema asta... Da, de fapt, în centru atenție este bugetul municipiului. Am să încep cu ultima întrebare, că mi se pare mult mai aplicată pe ceea ce înseamnă crearea unui buget la municipiu. În mod evident, PSD-ul, consilierii PSD vor veni cu o soluție. Vor veni cu o soluție pentru a realiza un buget care, fără să fie de împrumut, va fi un buget orientat pe cât se poate pe dezvoltare. Avem primul aspect care dumneavoastră mi l-a semnalizat, într-adevăr, făcând așa o analiză generală,
Pe de o parte, neseriozitatea modului de transmitere a bugetului în spațiu public. 250 de milioane inițial și ulterior 150 și 190. Părerea mea că și chiar dacă s-ar vota în Consiliul Local cele două împrumuturi, Comisia de Avizare nu va fi de acord. Asta este părerea mea. Îs de fapt perdele de fum, insistențele dânsului duse aproape, să zic așa, spre paroxism. Îmi arată că de fapt încearcă să împingă vina pe consilierii locali, indiferent din ce parte a ieșichierului politic se află. Își motivează incapacitatea administrativă de a implementa fonduri europene prin a pasa răspunderea pe consilierii locali pe un for deliberativ care ține efectiv de oportunitate, care ține efectiv de a stabili ce este bine sau ce este oportun a se face, ce nu este oportun. Nu de a crea un buget. Domnul primar astăzi în ședință a mai făcut o chestiune nouă. A supus la vot retragerea acestui proiect de hotărâre. Dom'le, dar nu trebuie să supui la vot. E treabă simplă. Vrei să-l retragi? Ești inițiator? L-ai retras. Nu supui la vot. Ce înseamnă asta? Pasează răspunderea către Consiliul Local. Și acum, să ne ierte Dumnezeu, am înțeles că dânsul vrea să facă împrumut ca să meargă să implementeze fonduri europene, dar 3 ani de zile, ce s-a întâmplat? De ce, dacă ai avut contract de finanțare semnat, de ce nu te-ai ocupat să poți să ajungi în faza în care să finalizezi sau să fii aproape de finalizare? Cum să împrumuți tu cu primăria Bacău, cetățeanul din Bacău, cu 340 de milioane pe 15 ani și să consider că acest lucru îți oprește dezvoltarea? Eu cred că și împrumutul este tot o perdea de fum, așa cum a fost și proiectul de buget care l-a lansat în spațiu public. Arată neseriozitatea și faptul că este neverosimil proiectul de buget aruncat în spațiu public doar ca să marcheze un punct că este în dezbatere publică. Transparență publică. Și dezbatere publică, pentru că acolo orice cetățean poate să vină și să propună, anumite amendamente. Ori faptul că vii și impui Consiliul Local și încerci pe toate căile să împingi acest împrumut, arată cel puțin neseriozitate și plus că nici ancorarea în realitate. Eu sunt convins că dânsul știe foarte bine că nu putea să treacă acest proiect de Comisia de Avizare. Chiar dacă se vota prin hotărâre Consiliul Local, acolo trebuie să se verifica gradul de îndatorare, la care am dubii, să știți. 16,8% trecut într-un proiect de hotărâre care ulterior se transformă la finalul anului 2023, așa cum mi-a prezentat ieri situația gradului de îndatorare a primăriei Bacău de 16,9, nu este verosimil. Nu este verosimil. Probabil s-a scăzut fonduri europene, probabil s-au găsit tot felul de subterfugii date de probabil vreun consultant care să-i aducă gradul de îndatorare în așa fel încât să-i permită împrumutul. Atunci de ce nu face un împrumut complet de 340 de milioane, dacă tot are posibilitatea asta? Aici e partea care noi nu putem să facem, nu putem să fim cei care să sprijinim un asemenea demers. Și sunt convins că modul cum a pus problema în Consiliul Local, modul amenințător în care merge de la SGG să duce la MIPE, să se ducă la MIPE să schimbe titlul de la spital. Asta era bine dacă o făcea. Nu să facă secția de arși, nu să facă tot felul de zgomot așa pentru nimic, o furtună într-un pahar cu apă. Să pună mâna pixul pe hârtie, să-și facă bugetul nebazat pe împrumut, nebazat pe credit, ci bazat pe fonduri europene. Că le are la îndemână. Cine crede că în 10 luni de zile o parte sunt semnate, o parte nu sunt semnate, o parte trebuie să le scoată la licitație? Le-am enumerat pe toate. Majoritatea din cele 14 proiecte, 10 sunt la nivelul 0. Se finalizează până la final, până la 31 decembrie, exclus.
Da, vă rog. Pentru domnul prefect, ați spus că ați făcut parte din inițiatorii celor 14 proiecte de acum 3 ani, sau, mă rog, în parte. Ați avut un plan, o fișă de estimare că aceste lucruri se pot face, pentru că un an aparține și domnul Inecu, la care nici el nu a început, practic. Eu am părăsit instituția administrativă în septembrie 2019. Cred că ar fi bine să-l întrebați pe domnul Necula cu anul pe care îl imputați, să spun așa, sau îl aduceți în discuție. Eu am coordonat autoritatea urbană, care era o obligație legală de a fi înființată la nivelul fiecărui municipiu prin ghidul specific al axei 4. Tot ce am realizat noi acolo s-a transpus într-un document justificativ pentru accesarea de fonduri europene structurale și de investiții, DJFSI, asumat însușit de către Consiliul Local prin hotărâre și transmis la aprobare către Autoritatea de Management POR, care a aprobat ce este în documentul respectiv, inclusiv proiecția de timp. Faptul că 3 ani de zile nu s-a făcut nimic pe aceste proiecte și urmăream ziarul de Bacău și alte site-uri care au, la un moment dat, periodic anunțau că suntem pe la 2%, 3%, a explicat foarte bine domnul președinte Ivancea, faptul că s-a băltit și se stagnează la acest 2-3%, mie mi-arată că cei care au preluat conducerea în 2020, care un an pandemic, toată lumea s-a canalizat, să zic așa, pe sănătate. Dar exclud treaba asta. Totuși, de 2 ani și ceva, n-ai putut să scoți în licitație aceste proiecte, măcar să ai adjudecate lucrările sau eventual să se și înceapă unele piste de bicicletă, pentru că eu am înțeles că avem o administrație cu un primar și viceprimar care se pozează la o ridicare la cota gurilor de canal și anunță că sunt la un șantier. Sau o administrație în care se pun borduri și 10 metri pătrați de în spatele unor garaje, 10 metri pătrați de pavele și pe Facebook anunță că facem un șantier. Păi atunci aeroportul sau centura Bacăului ce sunt dacă astea sunt șantiere la nivelul municipiului Bacău? Păi, o pistă de bicicletă nu este un eveniment capital în economia unei investiții, totuși, sau unui municipiu precum municipiul de reședință, care are bugetul cel mai mare din tot județul, chiar și mai mare decât Consiliul Județean pe alocuri. Faptul că autoritatea de management POR, ADN Nord-Est, care era filtrul cu organismul intermediar, au girat toată această gândire strategică pe dezvoltare urbană durabilă și pe mobilitate urbană durabilă, mie îmi atestă și mă încredințează că de asta am și muncit la aceste proiecte, că exista un calendar foarte tangibil și coerent. Numai că în acest calendar de implementare a intervenit o administrație care a venit în 2020 și care, în afară de a arunca în aer echipele de implementare, cele 90 echipe pe care le făcusem în primărie, a creat un fel de UIP, unitate de implementare proiecte, cum era odată la primărie, au populat cu tot felul de neaveniți, care n-au făcut nimic, da? în primărie. Și asta l-a încasat sporuri și zero fonduri absorbite concret, mie mi-arată că buba este la actuala administrație locală, fără doar și poate. Și sigur și fostul executiv care a avut tarele lui. Da, a mai fost și pandemie în 2020 și aici convenim cu toți, indiferent de organizație sau de pe spectru politic pe care ne aflăm, că într-adevăr toată țara a fost afectată de treaba asta. Dar totuși 2 ani și ceva să nu faci nimic și să indentezi o mărgică a unui credit care îi bade 250 de milioane, cum a precizat domnul președinte, ba 190 cu 150, ba 340, doar reușesc să spui în opinia publică că tu doreai să faci foarte multe, dar n-ai fost lăsat, mi se pare cel puțin pueril, ca să reiterez o expresie spusă anterior. Sigur că exista un calendar, sigur că exista o proiecție în timp, dar cred că cei care au preluat conducerea executivului local trebuie să dea explicații, nu? La aceste întrebări. Cum stai 3 ani de zile, sau 2 ani și ceva, la 3%? În continuare. Și din acest 3-4% explici în Consiliul Local, și noi trebuie să te credem și cetățenilor, că din 3% facem 6 luni 100%. Păi, mie mi se pare că e un afront adus la inteligența oamenilor acestui oraș. Poate faci o singură factură. Bun. O factură sub total. Cum era odată. Da. Cu toate proiectele, da.
Dacă mai sunt întrebări? Am unul pentru doamna senator. Da, da. E vorba de contextul în care au loc discuțiile despre creditul ăsta de care domnul primar are nevoie. Și când spun context, mă refer la dezvăluirile din presă și dosarul DNA deschis pentru nereguli la taxe locale. Și vreau să vă întreb cum comentați situația unui avertizor de integritate de acolo, un angajat de la IT cu handicap sau care a fost, mă rog, spune el că a fost ostracizat și care s-a dus la primar să ceară sprijin și, mă rog, el s-a arătat dezamăgit după aia, n-a primit sprijin, ba din contră, s-a trezit mutat cu birou, cu lucruri deja strânse și, mă rog, a pățit tot felul de lucruri pe care el le-a povestit. Cum comentați, mai ales că a și fost șef de instituție, ce părere aveți despre situația asta? A fost șef de instituție, nu am avut niciun incident raportat de avertizorul de integritate, cel puțin pe mandatul meu, dar raportat la ce se întâmplă acum în primăria municipiului Bacău nu mă surprinde nimic. Ați spus că nu a găsit înțelegere. La primarul municipiului Bacău găsesc înțelegere doar cei fără studii, doar cei care își falsifică diplomele de licență, doar cei care au dosare penale. Adică, sincer, poate acum 2 ani de zile m-ar fi surprins faptul că un angajat bine intenționat care vrea să raporteze anumite incidente care au loc la nivel de instituție nu primește înțelegere și ascultare și soluții de la un edil abia instalat în funcție. Dar după 2 ani de mandat în care la nivelul primăriei municipiului Bacău nu am văzut decât anomalii, vazaconii, inepții, cum vreți să le spuneți, sincer, nu mă mai surprinde nimic. Sper ca organele abilitate să-și facă treaba, să stabilească prejudiciul în mod corect și cei responsabili să plătească pentru acest fapt. Și evident că cu siguranță sunt multe incidente de raportat, dacă ar trebui raportate cu toatele. Mulțumesc, dacă... Am și eu pentru dumneavoastră. Pentru că ați fost consilierul local și sunteți foarte apropiate de viața municipiului. Ce proiect viabil, sustenabil, important, fundamental pentru municipiul Bacău vedeți dumneavoastră, că trebuie făcut? Ce ați face dumneavoastră? Ca primar al municipiului Bacău. În primul rând, chestiuni care țin de rutina zilnică, cred că, dacă ne referim la activitatea de funcționar. Curățenie în municipiul Bacău, curățenie în primăria municipiului Bacău și din punct de vedere al dezvoltării, cred că aș consulta cetățenii municipiului Bacău, pentru că sunt multe de făcut în municipiul Bacău și cred că cetățenii municipiului Bacău trebuie să stabilească care este prioritatea investițiilor ce trebuie derulate într-un viitor apropiat sau mediu în municipiul Bacău. Da. Nu există și o propunere din partea oamenilor politici, adică cetățenii că vreau, dacă îmi permiteți, nu neapărat, că vin în completare. Sunt câteva aspecte. Prioritățile, evident că trebuie să le stabilească cetățeanul, în conformitate cu ceea ce poți să faci, raportat la buget. Pe de o parte. Pe de altă parte, ai un consiliu local care și el stabilește oportunitatea și trebuie luată în seamă ca atare, nu tratat așa cum este tratat în acest moment sau cum a fost tratat până în acest moment. Și nu în ultimul rând, nu cred că trebuie să fie expresia unei persoane sau unui grup de lucru. Am să vă dau exemplu și vorbesc din punct de vedere a celui care a trecut prin aceste faze. Dezbaterea de la Athletic Park. Am avut 5, 6, 7 dezbateri pe acest proiect în așa fel încât să știu că îndeplinește marea parte din solicitările pe care au făcut-o, le-a făcut oamenii de specialitate, oamenii mai puțin de specialitate, amatori, sportivi profesioniști. Un alt aspect, vă dau dezbatere de pe transportul public. Până ajunge la o anumită formă să o scot în spațiu public, să îl pun în dezbatere, am avut la rândul meu vreo 5 sau 6 dezbateri publice. Îs obositoare, într-adevăr. Trebuie să răspunzi la fiecare întrebare, dar trebuie să iei ce-i bun de ce transmite cetățeanul. Și ca și proiecte pe viitor, eu cred că lucrurile sunt evidente. În primul rând, trebuie o normalitate în administrație, trebuie o normalitate în
a asigura un serviciu public de calitate. Am mai spus lucrul ăsta și cu alte ocazii. Un serviciu care să fie orientat către cetățean și nu împotriva lui. Și vreau să fac o mică remarcă, că bine a zis domnul Popescu, am impresia, revin la prima, și de fapt asta este certitudinea oarecum, faptul că, într-adevăr, primarul are nevoie de împrumut și nu cetățenii municipiului Bacău. Că bine a zis, primarul are nevoie de împrumut. Într-adevăr, primarul are nevoie de împrumut și nu cetățeanul. Stabilirea obiectivelor nu se poate face pe genunchi, sub nicio formă. Trebuie să luăm lucrurile care chiar contează pentru cetățean. Și dacă vă uitați doar la o enumerare simplă, de pe Facebook, legat de stadion, legat de spații de joacă, legat de învățământ, legat de zona de sănătate, sunt... De exemplu, e partea de facilitate urbană care ar trebui dezvoltată. Dacă e să luăm... Acum, mi-este foarte greu să mă transpun în locul administrației viziteu USR-PNL. Mi-este foarte greu să mă transpun. Să văd ce ar mai putea să facă în timpul ce a rămas. În așa fel încât să avem un centru în care nu doar partea de spectacole să fie, care să fie și o zonă de promenadă, în care să avem și spații, da, și spații de parcare, dar nu cred că înainte de toate ar trebui să avem o zonă verde, o zonă în care să nu încurajăm mersul cu mașina, ci să încurajăm mersul cu bicicleta, mersul cu alergarea. Astea cred că sunt lucrurile care sunt simple, nu sunt foarte complicate. Lucruri simple, dar lucruri care îmbunătățesc calitatea vieții într-un oraș. Și fac ca și orașul să devină atractiv. Poate crede domnul primar că prin aceste credite pe care se înțeleg că nu le-au obținut, o să mai urmeze încă 4 ani, o să mai vedeți de cetățenii și atunci o să-și poată pune în... Eu zic că domnul primar se gândește că va fi primar 15 ani. Creditul este pe 15 ani. Dacă domnul primar este... va fi primar, se va modifica legea și va fi primar 15 ani, s-ar putea să sprijinim să obțină aceste credite, ca să vadă ce înseamnă să dai un credit înapoi. Pentru noi, creditele pe care le-am făcut, noi avem vârf de sarcină în 2023 și v-am punctat care au fost obiectivele. Infrastructură, sănătate, adică obiective cu adevărat importante pentru cetățean. Avem vârf de sarcină, nu ne-am plâns, n-am venit acum să mai îndatorăm încă o dată Consiliul Județean cu ceea ce avem, pentru că garantez cu veniturile și nu cu imobiliare. Ca atare, am spus de la început și la începutul conferinței de presă, cred că bugetul trebuie abordat din punctul de vedere a ordonatorului de credite care răspunde și nu pasarea acestuia către Consiliul Local. Principiul prudenței bugetare și principiul prioritizării în funcție de ceea ce ai, stă la baza creierii unui buget. Acum câțiva ani, acum 2 ani de zile, când am preluat conducerea la Consiliul Județean, am zis bugetul începe cu investiții în infrastructura de sănătate. Și așa s-a întâmplat. Cred că aici e o problemă în administrația viziteu USR-PNL, prin care nu stabilesc prioritățile. Fiecare grupare are prioritățile lui și încearcă să și le împartă. O parte negociază, o parte... De asta pe undeva nu se vede nimic în oraș, pentru că nu-i pentru cetățean. La fel cum nici împrumutul nu-i pentru cetățean. Este pentru primar, am înțeles. Ceea ce o să constatați și dumneavoastră că într-un final, după ce vom dezbate bugetul și după ce ne vom pune de a așeza bugetul să vedem prin consilierii locali, să vedem ce soluții găsim pentru a fi un buget sustenabil în primul rând. Sustenabil pe ceea ce creează venit. Păi ce vorbim? Păi dacă de la taxe și impozite se rade din capul locului ceea ce trebuie să plătească o societate, că îl cunoaște pe nu știu ce director. Păi ce vorbim? Ce colectare de taxe facem? Care este responsabilitatea funcționarului din zona respectivă? Normal că și o leg și cu partea. Haideți să le mai creștem încă o dată taxele și impozitele. Așa.
ca să putem să, pe unii să-i favorizăm, pe unii nu. La unii să le punem zero taxe, plătesc 1000 de lei, la o parte 100. Asta este diferența. Cred că e principiul responsabilității, în primul rând. Ori am ajuns într-o funcție publică și avem responsabilitatea acestei funcții, ori dacă nu, ne ducem acasă, că e mai bine decât să ne chinuim într-un fotoliu de demnitar. Da, mai sunt întrebări? Dacă nu, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumim frumos.